Angajații din sistemul public și privat se vor bucura luni 4 iunie de o zi liberă. Potrivit codului muncii anual, angajații români au parte de 11 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, printre acestea fiind incluse și zilele de Rusalii, care în acest an se vor sărbători în data de 3 și 4 iunie, respectiv duminică și luni. Angajatorii care nu vor acorda angajaților aceste zile libere riscă amenzi usturătoare cuprinse între minim 5.000 de lei și maxim 10.000 de lei. Există totuși și excepții, unii angajatori nefiind obligați să acorde aceste zile libere stabilite de legislația în vigoare. Este vorba despre locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Pentru angajații aflați în aceste categorii, codul muncii prevede compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau de un spor la salariul de bază, ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care încalcă aceste două reguli stabilite de legislația muncii vor fi sancționați tot cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Conform unui raport Eurofound, România este codașa Europei la numărul de zile libere, respectiv sărbători legale. De cele mai multe sărbători au parte spaniolii, slovacii, austriecii și portughezii. Singura țară care are cele mai puține sărbători legale este Olanda. Același studiu arată că în cursul anului 2010, românii au petrecut în medie peste 41 de ore pe săptămână la locul de muncă, cel mai mult din Uniunea Europeană.